Am fost la întâlnire unde oamenii stricau disperați. Putere, putere. Chiar îți spuneau, ca și cum ar fi o formulă magică. Dacă îți pui putere repetat de multe ori, vine ceva puternic peste tine. Eu nu vreau să bajocorez pe absolut nimeni. Dar mulți dintre ei habar nu au ce este puterea aceea și pentru ce ar putea să fie dată ea. Pentru ce? În vederea a ce? Foarte puțin din aceia care cer puterea lui Dumnezeu, cer puterea lui Dumnezeu ca să fie sfinț. Foarte puțin din aceia cer puterea lui Dumnezeu să nu mai înjure, să nu se mai drogheze, să nu mai umble cu femei, să se ducă la școală să se mărturisească pe Hristos, să nu mai râdă la aceleași bancuri, să nu mai vorbească la fel de porcos, să nu se mai uite la pornografie. Foarte puțin dintre ei. Vor o experiență inedită. Vor să treacă acolo, cum trecem noi baptiști, ziua botezului, ei să treacă ziua botezului cu putere. Eu n-am nicio problemă, m-aș bucura să le fie dată mai multă putere decât mi-a fost dată mie și noi, nouă tuturor la un loc. Și să fie un exemplu și o mărturie în lume. Să le fie dată puterea aceasta, dar Dumnezeu nu dă puterea aiurea pentru nimica. Numai ca să notezi undeva, am simțit o putere, simt puterea. Ce bine ar fi dacă ai simțit și sfințirea și dacă ai trăit sfințirea. Nu numai să simți numai niște puteri imaginate de tine. Dumnezeu își dă puterea lui doar oamenilor care ajung să fie sfinți. Ăia au parte de puterea lui Dumnezeu. Dacă nu este sfințire, să știți că nu este puterea lui Dumnezeu. Nu este puterea lui Dumnezeu. Este religia lui Simon Magu. Dați-mi și mie această putere ca să fac și eu niște scamatorii. Pe la Ponoară, pe la Alfa și Omega în studio sau nu mai știu pe unde. Asta este religia lui Simon Magu, din care se scoate o grămadă de bani.